Bună seara, sunt Ana Maria Vedilă și vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Ora de Sănătate. În cadrul emisiunii din această seară vorbim despre sistemul privat de sănătate. Dacă în alte ediții am abordat problemele sistemului public de sănătate, iată că de această dată ne dorim să aflăm cât de căutat este sistemul privat și cât de eficient este el, având în vedere că din ce în ce mai mulți români merg să se trateze în clinicile private. Despre toate aceste lucruri vorbim în această seară cu domnul dr. Adrian Petrișor, medic specialist medicină internă și cardiologie și totodată managerul unei clinici private din Craiova. Bună seara, bine ați venit! Bine v-am regăsit! Așa cum spuneam, am tot abordat în cadrul emisiunii Ora de Sănătate subiecte legate de sistemul public de sănătate, problemele legate de acest subiect au fost mereu reliefate de către medicii specialiști, însă mai puțin am vorbit despre sistemul privat de sănătate, care, iată, capătă destul de mult teren și în ultimii ani s-a dezvoltat foarte mult, chiar și în Craiova și în Doliș. Avem statistici care ne arată că în ultimii ani au apărut tot mai multe clinici private, tot mai multe spitale private și că românii preferă de cele mai multe ori să meargă să se trateze în acest sistem, în detrimentul sistemului de sănătate public, unde ar fi mai multe probleme și unde poate calitatea serviciilor nu este cea pe care și-ar dori-o pacienții. Dumneavoastră, așa cum spuneam, conduceți o astfel de clinică privată în Craiova și aș vrea să vorbim deschis în această emisiune atât despre problemele din acest sistem privat, cât și despre ceea ce aduce bun până la urmă pentru pacienții care caută servicii medicale de calitate. Pentru început v-aș întreba cum este perceput în acest moment de către pacienți sistemul privat. Sistemul privat, așa cum am spus mai devreme, a căpătat din ce în ce mai mult avânt în ultimii ani. Poate și datorită faptului că sistemul public a fost și este supraaglomerat, probabil că și de aceea au apărut și problemele și de aceea probabil și nemulțumirile pacienților. Nu cred că, cel puțin din punct de vedere al calității, sistemul public stă mai prejos decât cel privat. De fapt, eu nu pot să văd cele două sisteme ca fiind într-o concurență. Sunt două sisteme complementare. Dar pentru că nici nu trebuie să uităm faptul că în multe unități private lucrează medici ce își desfășoară activitatea și în sistemele publice. Probabil că una din marile probleme ale pacienților este și supraaglomerarea și de aceea fug la centrele medicale private unde se așteaptă cel puțin la condiții mult mai bune. Și din fericire în multe cazuri chiar așa este și situația. Clar a suferit o dezvoltare aici. Nu trebuie să uităm că sistemul privat de sănătate nu include doar centrele medicale de specialitate, ci include și cabinetele de medicină de familie și include inclusiv centrele de permanență. Într-adevăr, există un aflux de pacienți, dar de fapt există cumva o migrare a pacienților din sistemul public în cel privat, tocmai pentru a descongestiona acest sistem public care este destul de aglomerat. Dacă în anii trecuți oamenii erau obișnuiți în general să se adreseze sistemului public de sănătate, așa cum spuneam, statisticile ne arată că în ultimii ani, cel puțin, s-a dezvoltat foarte mult acest sistem privat. Avem în general în România peste 56.000 de unități medicale, iar 75% dintre acestea sunt reprezentate de domeniul privat. Da, nu trebuie să uităm că medicii de familie de o perioadă destul de mare nu-și desfășoară activitatea în centre de sănătate publice. De o bună vreme lucrează sub formă de cabinete de medicină de familie, cabinete individuale și reprezintă grosul acestei proporții de 75%. Este clar că și centrele medicale private de specialitate au început să se dezvolte și de fapt au început să se axeze pe diverse specialități. Există centre mari care coagulează un număr mare de specialități. Într-adevăr, pentru a face acest lucru trebuie o putere economică destul de mare.
nu numai din punctul de vedere al investiției în echipamente, ci și din punctul de vedere al investiției în forță umană. Dar văd din ce în ce mai mult și mă bucur și cred că aceasta este până la urmă tendința viitorului din punctul de vedere al centrelor medicale, este cumva o nișare a centrelor medicale în momentul în care se coagulează echipe pe una, două specialități și echipe ce încep să facă performanță. De fapt, noi probabil că o să asistăm în următorii ani la o filtrare a pieței medicale așa cum există la ora actuală și cumva la o trecere de la centre medicale care oferă specialități generale unde te duci și îți rezolvi toate problemele, la centre medicale ultra-specializate cu care ne putem mândri și eu sunt convins că acest lucru va fi un beneficiu pentru pacienți. Este un număr mare, într-adevăr, piața este mare, din păcate este și o populație cu multe probleme de sănătate. Și o populație cu multe probleme de sănătate pentru că lipsește cu desăvârșire prevenția. Și pentru că ajungem de la o afecțiune să avem două, trei, de fapt să fie comorbidități ale primei afecțiuni, este clar că atunci este clar că în această țară este nevoie de mai mulți medici, este nevoie de mai multe centre medicale. Acum, ideea este că până la urmă toți lucrăm strict spre binele pacientului și până la urmă este perfect că există atât de multe. Da, îmi spuneați despre faptul că sunt destui de mulți pacienți care se adresează spitalelor în general, fie ele de stat sau private, și citeam că peste 5 milioane de români se adresează numai clinicilor private. Dacă stăm și să ne gândim și la ceea ce se întâmplă în sistemul public, ne dăm seama că avem foarte mulți pacienți și asta din nou arată registrele naționale sau datele actualizate ale medicilor de familie care au pacienți înscriși pe liste și vedem că suntem tot timpul cam primii în Europa la principalele afecțiuni, dacă ne referim la cancer, la hepatită, la tuberculoză și multe alte afecțiuni. E clar că este nevoie în sistem de servicii de calitate și, așa cum spuneați, în primul rând de prevenție, numai în acest mod am putea cumva să reducem aceste statistici îngrijorătoare. Da, așa este. Acum trebuie să știți că o foarte mare parte din pacienți se adresează pentru probleme medicale strict urgențelor. Și urgența, de fapt, este supraaglomerată de cazuri ce nu au nicio legătură cu urgența. Adică sunt pacienți care se prezintă la 3, 4, 5 zile după un traumatism minor doar pentru a vedea ce se întâmplă. Astea nu sunt cazuri de urgență și de aceea apar probleme în urgențe. Mie îmi pare, eu înțeleg perfect pe colegii mei. Chiar dacă lucrează în sectorul de stat, încă o dată spun, până la urmă noi nu trebuie să fim în concurență, ci trebuie să ne completăm unii pe alții. Și din păcate, colegii mei din urgență sunt supraaglomerați cu cazuri ce nu reprezintă urgențe. Există un oarecare triaj care trebuie făcut în funcție de gradul de periculozitate al unei afecțiuni și de aceea poate unii sunt nemulțumiți că nu sunt văzuți imediat. Deci, urgențele sunt supraaglomerate. Din păcate, sunt foarte mulți români care, din cauza faptului că nu își plătesc asigurările de sănătate, fie lucrează la negru, fie lucrează în alte țări, nu pot să beneficieze de servicii gratuite printr-o consultație normală, pentru că nu au medic de familie, nu au card de sănătate, deci casa de asigurări nu le poate deconta. Astfel încât se adresează urgenței. Eu aș vedea practic aici sunt pacienți care ar trebui să se adreseze ambulatoriului de specialitate. Într-adevăr, ambulatoriile de specialitate din spitale sunt cele care până la urmă au pierdut un număr mai mare de pacienți, pacienți ce au migrat în privat. De ce? Pentru că în primul rând acum privatul a investit și investește foarte mult în dezvoltare. Până la urmă privatul este într-o permanență concurență. Atât cu cei care oferă servicii similare, cât și până la urmă trebuie să te autoconcurezi, trebuie în fiecare lună să fii mai bun. Și asta este spre interesul pacientului. Și asta vreau să subliniez, faptul că totuși în spitalele de stat, în ambulatoriile de stat, se duc preponderent pacienți care vor să beneficieze de o gratuitate într-o proporție cât mai mare, în serviciile private unde anumite lucruri nu sunt suportate de casa de asigurări sau chiar dacă sunt suportate de casa de asigurări, pentru privat nu reprezintă o investiție care să poată să fie amortizată strict de pe
pe banii casei de asigurări, atunci, practic, aici unde se plătește, vin oameni care își pot permite să achite, mă rog, o notă de plată mai mare sau mai mică în funcție de fiecare centru medical. Poate există și o gestiune un pic mai bună a fondurilor. Este clar că în momentul în care ești privat și nu ai produs cel puțin salariile și amortizarea aparatului, ai pus a doua zi lacătul pe ușă și aici nu te ajută nimeni, din păcate. Din moment ce la stat îți poți permite, să zicem, să ai acest lux, sunt cu ghilimelele de rigoare, de a depăși uneori bugetul, pentru că există un ajutor care îți mai vine. Deci, din punct de vedere al managementului, este o bătaie de cap și este foarte dificil cumva să armonizezi, să fie și pacientul mulțumit și tu să-ți poți permite să faci profit pe care orice om normal îl reinvestește. Dacă ne uităm la alte sisteme de sănătate chiar publice din alte țări, vedem că acolo s-a reușit cumva să fie scăzute costurile din spitale tocmai prin obișnuirea pacienților de a merge pe circuitul normal, medic de familie, ambulatoriu și nu neapărat urgență, acolo unde inevitabil din momentul în care ajungi ți se fac anumite investigații gratuit pe care spitalul cheltuie niște bani, apoi ajungi în spital, durata de spitalizare poate să fie în unele cazuri mare și asta ne arată celelalte sisteme, faptul că au decongestionat cumva urgențele și au și scăzut zilele de spitalizare. Da, aici în străinitate oricum vorbim despre eficientizare, dar pe bani mulți. Adică o zi de spitalizare în străinitate este clar mult mai costisitoare pentru sistem decât o zi de spitalizare în România. O consultație la medicul specialist costă de câteva ori mai mult decât o investigație la medicul specialist aici în țară. Ideea este clară. Dar și veniturile pacienților sunt mai mari cumva. Da, este adevărat, statul colectează mai mulți bani în sistemul din străinătate decât în sistemul din România, dar trebuie să știți că și un spital privat și un spital de stat, să știți că în momentul în care achiziționăm un echipament, noi îl achiziționăm la prețuri europene. Și din păcate ceea ce cumpără și străinul din Germania, cumpără și românul. Și eu am mai spus o dată în emisiune la dumneavoastră și o să mă repet. De ce? Pentru că tocmai am avut aici la Craiova un congres de ecografie, un congres național. A fost și o școală europeană de ecografie cu două zile înaintea congresului, în zilele de precongres. Și să știți că din câte am vorbit cu participanți din toată Europa, chiar nume mari în ecografia europeană, să știți că România, din punctul de vedere al dotării, chiar și doar pe ecografie, stă foarte bine. Este adevărat că un medic din străinătate consultă 5, 6, 7 pacienți pe zi, ceea ce îi permite și o mult mai bună concentrare pe caz. Noi trebuie să consultăm cel puțin vreo 28 ca să putem să spunem că ajungem la nivelul în care putem să scoatem suficienți bani încât să ne permitem un echipament. Deci clar că munca este mult mai mare. Și aici o să vă spun, mi s-a întâmplat odată la un congres din străinătate în care vorbeau doi colegi străini și spuneau, uite, eu am consultat 5 cazuri înainte să vin și vorbind eu cu un coleg de la București, am zis, măi, înainte am avut nebunie, am avut 28 de pacienți. Și el zice, ești copil, am avut 30. La care colegul meu din străinătate s-a uitat la noi și a zis, da, voi doi sunteți la concurență? Și ideea este că ei sunt lucruri de neconceput. Este clar, calitatea actului medical este mult mai bună în condițiile în care ai mai puțini pacienți pe care te poți concentra. Bun, din punctul de vedere al încărcării sistemului, un lucru foarte bun care s-a întâmplat în România și eu sper că acest lucru să cumva să fie valorificat la maxim, sunt aceste spitalizări de zi. Care, ca și noțiune, să știți că sunt de mai multă vreme, când se adresau spitalelor de stat, au fost mai mult sau mai puțin considerate drept o alternativă a internărilor definitive. De obicei, la noi se merge pe acele internări îndelungate și pe lângă concepția medicilor este și concepția pacientului, căreia îi se pare ciudat să-l internezi doar o zi și să-și rezolve problemele. Îi se pare că ceva este neregulă dacă nu stă mai mult timp în spital și nu îi se rezolvă toate problemele.
Da, parțial aveți dreptate. De ce? Pentru că, în general, pacienții sunt obișnuiți să stea în spital, să mănânce acea mâncare bună, proastă, așa cum este, să discute cu vecinul de pat, să se plângă unul altuia. Dar aici mai este o problemă, într-adevăr, faptul că în multe zone rurale pacientul nu are acces la servicii medicale. Și atunci, în momentul în care vine pacientul nu poate să-l ții anumite acte medicale, nu poate să le desfășori într-o zi, pentru că sunt pacienți ce nu sunt consultați de ani de zile. Dar pacientul din oraș, pacientul tânăr, preferă să meargă într-o spitalizare din aceasta de zi. Spitalizarea nu trebuie să însemne neapărat o zi. Știu că există acest concept și s-a împământenit ideea că vine, mănâncă, stă 12 ore, după care pleacă. Nu. Spitalizarea de zi, în modul în care noi o facem, înseamnă inclusiv, să zicem, tratamente perfuzabile, injectabile, pe care le face pacientul timp de o cură de 7 zile, dar vine, stă o oră, se întoarce înapoi la servici, deci practic nu îl desprindem de servici. Sunt foarte mulți tineri care nu își permit să stea 7, 10, 12 zile în spital. Deci din punctul meu de vedere, spitalizarea de zi oricum este încă slab reprezentată și să știți că în străinătate are o proporție mult mai mare. Cum am putea să reușim să-i creștem rolul? Ar trebui să existe poate mai multă susținere pe decontare atunci când vine vorba de rolul casei de asigurări de sănătate? Păi, în primul rând, Casa de Asigurări de Sănătate are un buget fix. Până la urmă, ne luptăm cu acest buget. Ideea este că acum și Casa de Asigurări, bănuiesc că nu poate să mărească foarte mult bugetele. Vine un buget fix, baza căreia noi trebuie să facem trebuie să ne descurcăm cu ce apare. Să știți că, deși de la an la an, Ministerul Sănătății a înțeles această utilitate. Din păcate, sunt unele centre medicale în țară care fac și nu prea fac ce trebuie pe spitalizarea de zi. Din păcate, suntem în România și nu toate lucrurile merg așa cum trebuie. Ministerul Sănătății și Casa de Asigurări de la an la an a făcut controle și a impus anumite norme și de la an la an veți vedea că sunt anumite norme de calitate care se vor implementa. Eu sper că vom ajunge la un concept unde toată lumea face ce trebuie. Se vorba de acele decontări fictive? Decontări fictive, da, fictive, ce însemnând? Însemnând că nu neapărat oameni care nu au existat acolo, ci servicii medicale care nu neapărat s-au efectuat în totalitate. Poate diagnostice care s-au exagerat la un moment dat, deci sunt probleme pe care și Casa de Asigurări le știe. De aceea poate acționează și cu precauție din punctul de vedere al spitalizărilor de zi. Eu așa cred. Cred că există o precauție tocmai ca să nu dispară niște bani din sistem. Se vor reglementa lucrurile. Oricum, spitalizarea de zi a căpătat din ce în ce mai mult avânt. Sunt și mulți colegi care sunt reticenți, colegi care ocupă poziții destul de mari în anumite organizații profesionale, dar care treptat se vor obișnui. Sunt reticenți din ce cauză? Sunt reticenți din cauza faptului că până la urmă au fost formați într-un sistem unde spitalizarea a însemnat spitalizare continuă. Exact. De ce? Haideți să ne amintim perioada în care deja se introdusese la laparoscopia în chirurgie și în cazul în care pacientul stătea 2-3 zile și pleca acasă. A fost destul de greu de acceptat. Să știți că lumea medicală este o lume destul de închisă și destul de reticentă la ce este nou. Este și normal. Până la urmă, nu orice este nou este bun și până la urmă, în momentul în care discuți despre viața sau sănătatea pacientului, nu poți să îmbrățișezi orice lucru. Dar poate că uneori mișcările se fac cu mult mai multă greutate decât ar trebui. Nu știu, nu-mi explic exact reticența strictă, dar probabil că și obișnuința cu un anumit sistem de sănătate, trecerea la un alt sistem, probabil este un pic dificilă. Iată că vedem că totuși în ultimii ani s-a dezvoltat destul de mult, dar asta probabil și pentru că există acea nevoie a pacienților de a simți că cineva le acordă în totalitate atenție și în sistemul privat au găsit cumva această înțelegere a medicilor care sunt mai liberi, care au mai mult timp, au mai puțin pacienți față de medicii care lucrează pe o secție întreagă și trebuie să se ocupe și de urgențele venite și de pacienții internați și de tot ce înseamnă un spital de stat până la urmă.
Probabil că pacienții și merg pe principiul că în momentul în care plătești trebuie să fii văzut mai bine. Din punctul meu de vedere este obligativitatea de a vedea pacientul la fel de bine și de a te purta la fel de bine cu el, indiferent unde te găsești. Timp nu e nici în privat. Dacă nu e nici în privat, pentru că în momentul în care vrei să faci performanță, este clar că fie ai o adresabilitate foarte bună, fie ai de făcut anumite investiții, ceea ce necesită un număr de pacienți. Dar este clar că pacienții se adresează strict datorită faptului că este un mediu unde totuși sunt în unele părți oameni care pot să stea de vorbă cu pacientul în momentul în care îi ascultă, lucru care este important și din punctul de vedere al nostru, al medicilor, pentru că această metodă de a discuta cu pacientul o învățăm din facultate, se numește anamneză și care este una din etapele fundamentale la formularea diagnosticului. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Rămâneți alături de Alege TV, revenim imediat. Tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți. Și așa s-a hotărât în ședința de consiliu. Uite, Nane, exact ce căutam. Cu loc și 2000 de euro, merge să dăm un telefon. Merge. Bun, meci. Am fost și eu acolo. Gazeta de Sud, cotidianul oltenilor de pretutindeni. Am revenit în cadrul emisiunii Ora de Sănătate. Vă reamintesc că vorbim despre sistemul de sănătate privat, iar în continuare alături de mine se află domnul dr. Adrian Petrișor, medic specialist medicină internă, cardiologie și managerul unei clinici private din Craiova. Domnule doctor, vorbeam mai devreme despre sistemul privat, despre cât de mulțumiți sunt oamenii de acest sistem și cam care este paralela făcută în mintea acestora între sistemul public și sistemul privat. Se discută foarte mult despre dezvoltarea acestui sistem în contextul dezvoltării asigurărilor private de sănătate, pentru că vedem că în alte state acestea au căpătat deja un teren foarte important și cumva ceea ce nu se poate asigura la stat este suplinit de sistemul privat și prin aceste asigurări. Din păcate, la noi nu este prea dezvoltat acest segment. Da, discuții referitoare la sistemul de asigurări private sunt de foarte mulți ani. Aici au existat, din câte știu eu, mai multe variante de lucru. Unu, fie o asigurare privată care să suplinească, să suplinească asigurarea de stat, dar aici ar însemna că totuși statul ar pierde o parte din bani. Știu că s-a discutat la un moment dat de practic o asigurare de stat de bază și suplimentar o asigurare privată. Din păcate, din informațiile pe care le am deocamdată, nu a rămas niciuna din aceste două variante.
Clar că sunt țări în care aceste două sisteme de asigurări merg în paralel, sunt țări unde sistemul de asigurări de sănătate este exclusiv privat. Aici sunt discuții și discuții, adică dacă ar fi să discutăm din punct de vedere populist, am putea să spunem că un sistem de asigurări private clar nu va accepta pierderi. Și într-un sistem de asigurări private, ca să funcționeze un sistem de asigurări private, totdeauna va trebui să producă profit, chiar dacă vine din Anglia sistemul privat sau că este înființat în România. Acum, ce putem să spunem? Există totuși firme private și am văzut că totuși au mai intrat încă o companie de asigurări pe piață cu asigurări private. Aici este o oarecare problemă. De ce? Pentru că, din punctul de vedere al spitalizării, spitale private, în adevăratul sens al cuvântului, nu prea sunt multe în România. Și chiar dacă sunt câteva, nu acoperă toate zonele sau cel puțin toate specializările. Și atunci și pentru o companie privată este destul de greu. De ce? Pentru că o companie privată nu poate să asigure doar servicii de asistență medicală primară, de exemplu medicină de familie sau de specialitate strict pe ambulatoriu sau pe internări de zi. Trebuie să aibă într-un portofoliu mai multe opțiuni. Adică dacă eu mă asigur la o companie privată și vreau să mă operez de apendicită, poate nu o să găsesc foarte mulți furnizori și atunci eu s-ar putea să pot să mă întorc împotriva sistemului privat și să spun că totuși nu beneficiez de aceste condiții de care poate colegul meu care este asigurat la stat beneficiază în două zile. Deci sunt destul de multe discuții, mai ales că sistemul de urgență nu este atât de bine dezvoltat încât, cel puțin în zona Olteniei, nu putem să vorbim despre sistem de urgență privat. Deci dacă am o urgență, ce o să fac? Tot la sistemul de stat o să mă întorc. Păi dacă eu plătesc de 10 ori mai mult decât colegul meu, normal să vreau și de 10 ori mai multe servicii, ceea ce deocamdată nu se poate. Probabil că va interveni la un moment dat, în momentul în care și sistemul privat de sănătate se va maturiza suficient, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al mentalității. Și probabil că în timp și să știți că procesul de dezvoltare, așa cum am și discutat că a crescut destul de mult ponderea centrelor medicale private, se va organiza. Eu cred că acel 5.000 sau câte mi-a spus de centre private se va mai micșora. Se va mai micșora și mi-ar place să cred că centre medicale mici se vor coagula și vor forma un centru mai mare care să poată să investească mai eficient în mai multe domenii. Din păcate, centrele mari medicale, să știți că sunt patronate de fonduri de investiții. Fonduri de investiții care le cresc, le vând, le cumpără alții, iar le cresc, iar le vând. Centrele mici și medii, într-adevăr, care sunt patronate, să zicem, de medici sau sunt administrate de medici sau au un patronat român, sunt destul de puține, nu sunt chiar așa de multe. Acum sunt lucruri bune și lucruri rele de ambele tabere. Da. Vorbind de asigurarea privată, există pe de altă parte și oameni care ar prefera să aibă opțiunea de a nu mai plăti asigurare publică de sănătate și acei bani să îi aloce asigurării private, poate chiar să fie un buget mai mare, dar spun că în acest fel ar fi cumva mai sigur că beneficiază măcar de analizele de care au nevoie, de niște intervenții de care au nevoie la un moment dat, pentru că se întâmplă de foarte multe ori ca oameni care au plătit poate o viață întreagă la sistemul public de asigurări de sănătate să ajungă în spital și să fie nevoiți să-și cumpere medicamentele de care au nevoie, materialele sanitare de care au nevoie, și asta a fost recunoscut chiar și de managerii spitalelor de stat, care spun că se întâmplă și astfel de situații uneori destul de frecvent. Da, așa este. Nu cred că o rupere completă de un sistem de asigurări este benefică. Am avut cunoștințe care au o contribuție destul de mare la sectorul de stat de sănătate și care la un moment dat au spus: domnule, sumele pe care le plătesc eu nu se justifică ceea ce primesc. Hai să dau în judecată statul să nu mai plătesc. Bun, nu cred că este o soluție, pentru că dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva și ai urgență, nu te mai ajută nimeni. Pe de altă parte, se merge în sistemul public pe principiul solidarității și atunci nu prea ai cum să renunți la asigurarea publică. Trebuie să, de fapt, în toate sistemele de asigurări se merge pe sistemul solidarității, dar trebuie să acceptăm faptul că suntem o țară săracă, suntem o țară care, pe lângă faptul că nu colectăm sume foarte mari de bani. Da, și aceasta este o problemă, foarte puțin mai
contribuie în acest moment la asigurări? Foarte puțin și gândiți-vă că în România, haideți să fim serioși, un salariu care pentru un străin este un salariu mic, pentru un român este un salariu foarte bun. Păi și contribuția este pe măsură. Pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim la faptul că sunt foarte multe persoane care sunt coasigurați sau persoane care nu plătesc deloc asigurare și care încarcă sistemul. De ce? Pentru că se duc tocmai în urgență ca să rezolve problema. Urgența nu poate să-i refuze. Sau, conform legii, beneficiază de câteva zile de spitalizare, chiar dacă nu sunt asigurate. Păi cineva trebuie să plătească. Sunt persoane care vin nu o dată pe an la medic, vin de 5-6 ori. Clar, în unele cazuri, acest lucru este justificat, pentru că sunt pacienți care au anumite afecțiuni ce necesită un control mult mai frecvent. Dar sunt persoane care vin fără niciun fel de problemă la medic. Sunt persoane care își fac setul de analize de 100 de ori, deși analizele sunt foarte bune. Iarăși sunt costuri în sistem. S-a încercat și se încearcă și cu fiecare nou contract de sănătate, se încearcă cumva o limitare, o filtrare. Dar, vedeți, este foarte greu să faci bine dintr-o dată și pe an ce trece se încearcă cumva să se limiteze, dar sunt foarte mulți factori care influențează acest lucru. Pentru că vorbeați de contractare, suntem în plin sezon al contractării, dacă putem să spunem așa. Oamenii trebuie să știe că spitalele în general funcționează printr-un contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, ceea ce înseamnă că anumite sume sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate pentru pacienții asigurați și periodic este nevoie de încheierea acestor contracte. Bineînțeles că există și unități private care nu încheie aceste contracte, dar mai puține, pentru că, în general, asigurații vor să beneficieze și la stat și la privat de aceste reduceri. Avem un contract cadru nou care ar urma să intre destul de repede în vigoare și, ca de fiecare dată, sunt aduse și unele schimbări. Dacă ați apucat să-l citiți, poate ne și spuneți câteva dintre noutăți. Păi, o să iau pe rând, că sunt trei lucruri care vreau să facem precizare, la care vreau să facem precizare. Clar, toate sistemele de stat lucrează în baza acestui contract cadru. Majoritatea unităților private lucrează în baza acestui contract cadru. De ce? Pentru că te ajută, într-adevăr. Acum, te ajută de ce? Însă nu, până la urmă, nu-ți asigură toate costurile. Până la urmă, gândiți-vă că într-o unitate medicală, pe lângă personalul medical, pe lângă medic, sunt și asistenți, sunt și infirmiere, sunt și îngrijitori de curățenie. Pe lângă costuri, curent, încălzire, curățenie, toată lumea vrea să fie curat și este normal să fie curat într-un spital, este normal să fie frumos, este normal să ducă unde este un aer condiționat când afară sunt 35 de grade. Dar toate aceste lucruri te costă și atunci trebuie cumva să ai niște costuri, trebuie cumva să produci niște bani. Clar, în momentul în care prin contractul cadru, la ora actuală, pentru o consultație primești undeva cam la 22-25 de lei per consultație. Casa de Asigurări consideră că poți să faci o consultație la 15 minute. Lucru care, cel puțin în centrul nostru medical, nu se întâmplă. Eu cred că 15 minute nu este suficient. Deci, una este în momentul în care primești 22 de lei. Haideți să ne gândim că pentru jumătate de oră, nu știu cât mai sunt tarifele medii, cel puțin la o frizerie, dar nu cred că plătiți mai, da. mai mult la medic. Doar 22 de lei se decontează atât pentru este o consultație. Exact. Nu mi se pare o sumă extraordinară cât se plătește, dar se plătește și să știți că este mai mult decât anul trecut. Adică pe nou contract cadru s-a crescut valoarea punctului de consultație. Noi avem puncte de consultație și s-a crescut de la 1,8 lei la 2 lei. Ceea ce este iarăși mult mai bine decât anul trecut. Dar să nu aveți impresia că nici sectorul de stat, nici sectorul privat nu se îmbogățesc. Adică nu sunt unii care fac foarte mulți bani și care nu știu ce să mai facă cu ei. Nu. Fac bani pe care trebuie să investească mai departe. Din alt punct de vedere, m-ați întrebat despre contractul cadru. Contractul cadru intră în vigoare chiar de pe data de 1 iulie. Clar, este o perioadă de o săptămână, avem în care o să depunem toate documentele. Sumele, am înțeles că nu o să sufere foarte multe modificări, probabil în mare parte o să rămână cam la fel, depinde de distribuție. Nici nu vi se dă mai mult, nici nu vi se ia, cam așa. Da, este
ce să vă spun, este bine, adică este bine că nu se ia, este bine că într-o țară care are destul de mare probleme încă putem să mizăm pe bani, că există și o mică creștere, este perfectă. Poate că am dori mai mult, da, este perfect. Cine nu și-ar dori până la urmă să... Și eu mi-aș dori mâine să pot să mă duc să iau, să achiziționez echipamente ca și cele mai bune echipamente, dar să știți că în România trebuie cumva să pui un echilibru în toate. Intră în vigoare nou contract din punctul de vedere al asistenței medicale de specialitate, nu știu, din punctul de vedere al asistenței medicale de familie, dar din punctul de vedere al asistenței medicale de specialitate lucrurile nu s-au modificat foarte mult. Adică a rămas aceleași frecvență de prezentare a pacientului la medic, au rămas cam aceleași lucruri care se decontează. V-am zis, cu un mic beneficiu din punctul de vedere al faptului că avem cel puțin pe consultații mai mulți bani. Pe spitalizare de zi lucrurile au rămas cam la fel. Încă sunt mici probleme legislative care se discută pentru că sunt interpretabile. Nu afectează pacientul. Aici este vorba strict despre programul unităților spitalicești. Dar în mare parte cam serviciile de care a beneficiat pacientul anul trecut o să beneficieze și anul acesta. Mi se pare că pe partea de ORL sau de oftalmologie sunt câteva servicii care pot fi decontate. Este un lucru foarte bun ce s-a întâmplat în urmă cu 2 ani de zile, în momentul în care s-au introdus servicii ce pot să fie decontate, ca de exemplu electrocardiogramele, probele funcționale ventilatorii, anumite gesturi pentru care se încasau, se cereau bani pacientului. Este bine că au fost incorporate în norme. Clar, încă o dată, că la valori mult mai mici. Acum, ce pot să vă spun? Un tarif mediu, cel puțin mă uitam, un tarif mediu pe zona Dolgiului la consultații este undeva la aproximativ 60-70 de lei, cât este o consultație. În momentul în care casa de asigurări te plătește cu 22 de lei, clar, este de 3 ori mai puțin decât tariful mediu. Din punctul de vedere al electrocardiogramelor, să zicem la fel, casa de asigurări îți plătește undeva la 15 lei, un tarif mediu pe care se cere cel puțin la cabinetele de cardiologie este undeva cam la 50 de lei. Deci, na. Da, există această întrebare a pacienților mergând în sistemul privat, ei sunt asigurați, aduc bilet de trimitere sau tot ceea ce trebuie pentru a beneficia de această decontare din partea casei de asigurări, dar atunci când ajung în cabinetul medical, li se spune că trebuie să plătească o anumită diferență și se întreabă cum sunt stabilite aceste prețuri, de ce trebuie să plătească 50 de lei și nu 20 de lei. Ar trebui să le explicăm cumva acest mecanism de funcționare al sistemului privat și dacă puteți să ne spuneți dacă aceste sume plătite în plus trebuie să au un preț maximal sau fiecare clinică și le fixează în funcție de aparatură și de calitatea serviciului pe care îl oferă. Nu este impus un preț maximal, nici un preț minimal. Până la urmă, totul depinde de costuri. De ce? Trebuie să faci o analiză a costului. Adică, este clar, și eu mi-aș dori să am un Rolls-Royce, dar nu mi-l permit să-l am. În momentul în care statul nu-mi dă mie bani ca să-mi iau Rolls-Royce-ul, nu o să merg cu Rolls-Royce și o să merg cu Dacia sau cu ce-mi permit. Nu poți să faci, până la urmă, să ceri, să vrei, de exemplu, investigații. Investigațiile paraclinice cel mai bine dezvoltate în România sunt ecografiile. Este atât de bine dezvoltată, mult mai bine dezvoltată decât în alte țări. Nu pentru faptul că fac românii profit, ci pentru faptul că un aparat de un computer tomograf sau un RMN este mult mai mult și nu ni-l permite. Și atunci ne luăm aparate de ecografie destul de performante. Acum, să fim serioși, cine nu-și dorește să meargă să fie văzut pe un echipament de ultimă generație? Dar un echipament de ultimă generație este undeva la 150.000 de euro, care este foarte mult. Pleacă de la 5.000 de euro și ajunge la 150.000 de euro. Deci, eu știu că de foarte multe ori se caută servicii medicale ieftine, dar nu neapărat servicii medicale ieftine sunt cele mai bune. Este ca și pâinea. Nu înseamnă că o pâine de un leu este cea mai bună, poate este la un moment dat cea pe care ne-o permitem, dar nu înseamnă că este cea mai bună sau cea mai sănătoasă. Exact. Până la urmă, una este în momentul în care îmi iau un echipament de 5.000 de euro și alta este când este de 150.000, deci de 30 de ori mai scump. Trebuie să-ți faci un calcul, să te gândești în cât timp îl amortizezi, pentru că ideea este să-ți și achiziționezi un aparat mai departe.
Să nu uităm că ele se uzează destul de repede. Absolut. Au, până la urmă, au, deși pare că nu ar avea niște costuri suplimentare, au, pentru că, până la urmă, trebuie să-ți iei niște lavete dezinfectante, că nu o să pun sonda de pe pacientul dinainte, pe pacientul care urmează, că nimeni nu o să dorească. Este gelul, sunt niște costuri, curentul electric. Deci nu se pune problema. Vrem performanță. Trebuie să înțelegem că, până la urmă, performanța, în momentul în care vrem să o facem, fie ne plafonăm la cel 30 de lei cât ne plătește casa și acceptăm faptul că nu se poate merge mai departe, ok, și ne facem calculele de investiții pe acei 50 de lei, 30 de lei, 20 de lei, depinde de că variază prețurile, și atunci avem echipamente așa cum le avem, sau acceptăm faptul că există situații în care trebuie să plătim ceva în plus și avem un echipament pe măsură. Nu vreau să pară, știu care sunt problemele în țară, dar am avut pacient care nu era vorba de echipament, era vorba de un tratament și căruia i-am propus un tratament care, da, acum puțin mult, era 50-60 de lei pe lună, în condițiile în care pacientul acesta fuma 3 pachete de țigări pe zi. În momentul în care i-am spus, domnule, eu văd, înțeleg care este problema cu tratamentul, că va fi o perioadă destul de lungă în care va trebui să investiți acești bani. Dar eu cred că dacă scădem consumul de țigări, ajungem la sume foarte bune, chiar mai bine și pe profit. Deci trebuie să înțelegem faptul că, până la urmă, nu tot ceea ce este ieftin este scump, nu tot ceea ce este scump este bun, ci trebuie cumva să înțelegem că, până la urmă, și centrele medicale private încearcă să ofere o calitate. Aici eu mă refer, până la urmă, îmi asum strict ceea ce facem noi. Încercăm să oferim o calitate la prețuri rezonabile. Adică, inclusiv, încercăm să găsim alternative și am găsit alternative și în curând o să implementăm. Sunt ecografii cu substanță de contrast, care, într-adevăr, înseamnă un preț suplimentar, înseamnă 100 de lei în plus, cât costă substanța de contrast, dar substituie cumva într-o anumită măsură un computer tomograf care, să fim serioși, fie ne programăm peste un an de zile, fie plătim 4-5 milioane. Deci, până la urmă, încercăm cumva să venim în sprijinul pacientului atât cât putem. Eu nu produc substanța de contrast, eu nu produc ecograf. Astea sunt costuri suplimentare. Clar că încercăm să totul să fie cât mai accesibil pacientului. Eu cred că totuși consider că medicina o fac oamenii cu dedicație și oamenii care se dedică binelui pacientului. Că, până la urmă, într-adevăr, vreau să știți că sunt tipurile de afaceri care sunt cele mai puțin profitabile. Pentru că, în momentul în care ești un medic și conduci o afacere, nu poți să nu pui înainte binele pacientului. Cred că asta este crimă. Te gândești înainte ce este bine pentru el și încerci să faci astfel încât să fie bine pentru el și să fie bine și pentru tine, clar. Dar nu poți să pui binele tău înaintea binelui lui, pentru că altfel nu se va ajunge nicăieri. Da, asta se vede cumva și în percepția pacienților asupra sistemului privat de sănătate în comparație cu sistemul de stat, pentru că cumva grija medicului față de pacient se resimte mai mult. Este vorba de faptul că se comunică mai mult, se explică mai mult anumite lucruri și de obicei oamenii tind să meargă la privat pentru că dau mai des de medici care au această amabilitate față de tot ceea ce înseamnă un diagnostic și tot ceea ce presupune vizita la un medic. De foarte multe ori, așa cum spuneați, nici în privat nu prea mai există timp așa cum ar trebui pentru a comunica cu pacientul, dar bolnavii spun că preferă de multe ori să meargă acolo pentru că atitudinea medicului este alta. Da, din fericire, totuși, pentru sistemul privat, cât de cât, este o organizare oarecum mai bună. De ce? Cel puțin din punctul de vedere al programărilor. Încerci să menții acele programări, pacientul să nu aștepte foarte multă vreme. Clar, există situații în care se lungește o consultație, pentru că nu toți pacienții sunt la fel. Poate la un pacient mai identifici ceva și mai depășești cu un sfert de oră, jumătate de oră, dar oarecum se încearcă să fie o organizare cât mai bună. Iar referitor la timp,
timp ar fi bine să putem să timp ar fi bine să existe și în spital și peste tot, pentru că din păcate pacientul se adresează medicului pentru că are probleme, nu pentru că vrea să-l vadă că e frumos sau pe de altă parte și timpul medicului este de multe ori împărțit între spitalul public și spitalul privat, pentru că la noi se poate acest lucru ca medicii să lucreze și într-un sistem și în celălalt, în comparație cu alte state unde nu se mai poate acest lucru. De exemplu, în Franța, un medic care lucrează la privat nu mai poate să lucreze și în spitalul de stat. La noi se împart cumva aceste lucruri. Da, aici este, să știți că sunt discuții foarte mari, s-a încercat la un moment dat să facă acest lucru, a căzut, din punctul meu de vedere, eu, sau cel puțin mie, îmi plac lucrurile clare. Adică mie îmi place în momentul în care te dedici într-un domeniu să mergi pe acel domeniu, adică fie într-o parte, fie într-alta. Este un punct strict, este un lucru punctual, nu vreau să generalizez, pentru că sunt foarte multe discuții pro, contra și nu vreau să degenerez această discuție, dar ideea este că până la urmă, oriunde ești, trebuie să ar fi bine să poți să-ți faci timp, să-ți permiți să-ți faci timp ca să vorbești cu pacientul, clar, indiferent unde te găsești. Din punctul de vedere al medicilor, îmi place că la ora actuală sunt tot mai mulți tineri medici care au terminat de curând specialitățile și care au înțeles această nevoie a pacientului de a se implica până la urmă în actul medical. Până la urmă, din păcate, medicii sunt singurii care fac educație. Educația, din păcate, nu se face în alte părți decât la cu ocazia consultațiilor, educația medicală, nu mă refer la alta. Lucru asta care pentru că, este așa esențial. Cum spuneam, lipsesc acele programe de prevenție care în alte țări sunt foarte bine dezvoltate, începând chiar de la grădiniță. Da, gândiți-vă la faptul că aceste programe de educație, până la urmă, trebuie să le facă cineva. Cine le face? Păi, dacă trebuie să te duci și la spitalul de stat și la clinica privată, nu știu unde mai faci acele ore de educație. Pentru că nu mai ai când. Clar, trebuie să existe programe de educație și eu cred că ne putem rupe cumva timp încât să facem loc și unor programe de educație. Mai tragem speranțe de la direcțiile de sănătate publică, care au un rol foarte important în acest sens. Eu vă spun să trageți speranțe de la centrele private, că eu cred că o să existe. Da, realitatea cam asta arată, că de cele mai multe ori, în mod voluntar, clinicile private sunt cele care ies în față și care mai fac și prevenție în rândul oamenilor. Știți cum, mie mi-ar place să am pacienții în majoritatea pacienților mei să fie cât mai sănătoși posibil, din toate punctele de vedere. Adică să știți că este foarte greu un pacient care vine la tine pentru control, să-i spui că are cancer sau să-i spui că din păcate are o boală ce îl va cam scoate din circuit. Este foarte greu. Este foarte greu și pentru tine ca medic, pentru că până la urmă ești om și nu poți să nu simți suferința pacientului. Din alt punct de vedere, este foarte greu pentru că de foarte multe ori, să știți că bolile grele implică tratamente care trebuie foarte bine gândite. Adică nu poți să-i dai niște o rețetă și să plece pacientul. Din punctul meu de vedere, implică inclusiv o urmărire a pacientului. Până la urmă trebuie să te intereseze ce a făcut, ce n-a făcut. Până la urmă suferi cu pacientul dacă faci medicină sau nu mai faci. De aceea mie mi-ar place foarte mult să am pacienți cu care să pot să port discuții libere, cu care să mă văd pentru că îmi face plăcere, cu care să schimb idei și mai puțină medicație. Mi-ar place acest lucru, dar din păcate este din ce în ce mai rar se întâmplă și să știți că vorbind cu colegi din alte județe care lucrează în spitale și în urgențe, de exemplu chiar din Olt, îmi spuneau că este o situație mult mai rea decât în Dolj. Deci cu cât populația din județ are un acces mai greu la medic, cu atât problemele medicale sunt mai grave. Domnule doctor, am ajuns la finalul emisiunii și vă mulțumesc foarte mult pentru aceste detalii și să sperăm că oamenii au înțeles cumva din toată această radiografie a sistemului privat de sănătate, că până la urmă trebuie să contribuim cu toții la ceea ce înseamnă calitatea, creșterea calității în sistemul medical, fie că este el privat sau public. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost și în această seară alături de noi și vă aștept și săptămâna viitoare la aceeași oră, la ora de sănătate. Numai bine!